Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez, lumea copiilor! Am primit ca și sugestie și astăzi voi desena încă o păpușică LOL Surprise, LOL Dolls, LOL, și anume pe 80s LOL seria 4, ceva, nu știu, seria 3, seria, nu știu care serie, e un copilaj din anii 80, cred că el e, sper că l-am nimerit, sau ea, nu știu ce, e fată, băiat, în fine. Sper să vă placă, sper să adunăm multe like-uri, share, subscribe dacă nu ați dat, iar dacă aveți întrebări, păreri sau comentarii, le puteți lăsa în rubrica de comentarii de mai jos. Sper să vă placă mai și desenul, dacă desenați cu mine vă sugerez mai întâi a desena în creion, e mai simplu, evitați greșelile. După cum v-am învățat deja la început, voi avea o etapă time-lapse, un super rapid video al întregului desen, și partea de contur și partea de colorat. Și apoi de la minutul 2 până la finalul videoclipului o să fie desenat pas cu pas și explicat în măsura în care am ceva de explicat. De asemenea, dacă sunteți interesați și de alte tutoriale de ale mele, în descrierea videoclipului aveți trecute toate playlisturile mele cu peste 400 de desene la momentul acesta despre toate posibilele teme care există, de la desene animate până la animale și toate cele între. Și sigur, dacă ceva vă interesează, veți putea găsi acolo cu siguranță, mai ales dacă sunteți fan desen. Iar dacă aveți impresia că nu sunteți talentat la desen, vă înșelați. Toată lumea poate să deseneze, luați o foaie, un creion și desenați cu mine. Este simplu și veți vedea, dacă desenați azi, mâine, poimâine, într-un timp foarte scurt, veți putea face niște chestii pe care nu credeați că este posibil vreodată să le faceți. Talentul ăsta despre care toată lumea vorbește se face desenând, nu altfel. Eu pot să vă garantez, dacă voi desenați în fiecare zi timp de, nu știu cum să zic, o lună, puneți-vă un challenge. Un desen pe zi, în fiecare zi, să desenați un desen. Orice desen, de la mine, de oriunde altundeva, nu contează. Ceva simplu, un emoticon, un emoji, o steluță, nu contează, absolut orice. Dacă în fiecare zi veți desena câte ceva, veți vedea că după o lună de zile o să fiți mai talentat, între ghinimele, că ați fost acolo o lună cu foarte mult. Și veți putea desena chestii mult mai complicate și chestii pe care nu credeați că ar fi posibil să le desenați vreodată. Pentru că talentul se cultivă, se învață și prin practică se dezvoltă. Mâna se dezvoltă, ochiul se dezvoltă, este foarte simplu. Bun, cam atâta cu pălăvrăgeala. Haideți să încep acum despre videoclipul nostru de astăzi. Eu o să-l desenez ca de obicei cu linerul meu de la Micron, permanent, pe o hârtie specială pentru marcare pe bază de alcool. Pentru că voi folosi marcările cu alcool să colorez desenul meu, LOL Surprise din anii 80. Am început cu niște ochișori exagerat de mari, cum toate păpușile LOL au, am băgat eu de seamă. Facem pupila, facem retina, facem și un pic de gene. Mi-am făcut un năsuc cam între ochi foarte simplu și o guriță, o linie curbată și cu o mică limbă care este din guriță. Este un bebeluș, practic, acest desen. O să-i mai facem după aia o freză foarte șmecheră și scutecul. Nu e ceva greu, e ceva super ușor de făcut. Am început la freză. E pur și simplu un oval în cap, ca un fesuleț. Trasăm niște liniuțe pe el care sunt șuvițe de păr, fire de păr. Foarte simplu. La fel o să facem și în dreapta și în stânga părții de păr central, încă o mică parte, cum o fac pe aceasta din dreapta. Tot la fel cu liniuțe. Și apoi o să fac la fel în ambele părți. E un păr despletit, practic el, din cât îmi dau seama, e părul strâns într-o codiță, cumva, și spre spate e răsfirat sau nu știu, ceva de genul. Nu știu exact cum e făcut, dar cineva sigur știe, și dacă știe cineva să-mi spune și mie ca să nu mor prost. Sau haide să nu spun prost, să spun să nu mor ignorant. Cineva să mă lămurească și pe mine care e faza. În măsura în care știți și voi, da, sigur cineva știe. Facem și cealaltă parte a capului, închidem tot capul, facem și o urechiușă. Este simplu, e una din păpușile LOL mai simple de făcut, cel puțin prin prisma corpului, că așa capul, toate sunt cam la fel, un oval cu niște ochi super mari, cu niște puncte super mari de reflexie, o coafiură într-un fel sau un alt fel în cap și cam atât. Fețele sunt la fel toate. Ne facem aici și o mânuță. Ați văzut că acolo la falc am lăsat loc pentru mânuță. Facem și corpul acum. Simplu un trapez care se lățește spre burtică. Facem un model pe Pampers, pe scutec. Faceți cealaltă mânuță. Foarte durdulană. Am observat de asemenea că sunt foarte durdulani LOL aceștia. N-am văzut niciunul slim, toți sunt durdulani. Cred că mănâncă bine. În podul palmei două liniuțe sunt suficiente pentru a detalea palma. O linie sub toate degetele și încă o linie la degetul mare. Dacă vă uitați la mâna proprie, veți vedea clar cum se face. Dacă un pic închideți mâna, vedeți la mâna voastră cum s-ar trasa detaliile. Și la fel două piciorușe foarte durdulane și cam aceasta este păpușica desenată. O să începem să o colorăm. Mai întâi o să-i fac genele tot cu linerul, pentru că este zona foarte micuță și dacă pun markerul e posibil să mă zgălesc. Având vârful mai gros, e mai greu cu markerul, așa că prefer să fac cu linerul. Părul este blond și are două șuvițe roz și una albastră sau ceva de genul în partea din față și mai este o șuviță roz în lateral. Și restul vom face galben. Întotdeauna încercăm, când folosim galben peste liner, peste orice negru, să nu dăm peste negru, pentru că galbenul are un talent foarte puternic de a măzgăli negru. Tot ce am colorat eu întotdeauna, niciodată n-am văzut o culoare care să poată să măzgălească negru mai bine decât galben. Parcă e ceva în a lui compoziție care măzgălește galben. Și se ia negru pe galben. Și este o măzgăleală totală. Ochișorii sunt de culoare turcoaz. Partea centrală o facem neagră. Am omis să-i las punctișoarele de reflexie. Vedeți că este un pic ciudat fără ele. Dar cu un pix corector, imediat rezolvăm problema. Îi putem trasa cu ușurință câteva punctișoare de reflexie, diferite mărimi și gata. O să-i fac un alb murdar, niște umbre pe scutec, care de altfel este alb. Iar tenul o să-l fac cu culoarea pielei deschisă. Și o să-l umbresc în câteva zone simple, sub linia părului, de partea de jos a mânuțelor, un pic la piciorușe și un pic la burtică și sub bărbile, pe gât practic. Cam acesta a fost desenul, sper că v-a plăcut, nu uitați, share, subscribe dacă nu ați dat și apăsați butonașul de like. Acesta a fost tutorialul, v-am pupat, pa, pa!